Nu așa visam să fie la emisiunea de gătit. Eram sigur că voi primi iubire. Mai este o rundă, mai ai o șansă să câștigi. Dar domnului Groază îi place mai mult mâncarea lui Fluffy. Știi ce i-a plăcut domnului Groază? Modelul, pentru că ai fost foarte original și e stilul tău. Ui, așa e. Așa că de data aceasta, de ce nu faci o creație unică marca Chef Remy? Și dacă nu le place și mă fac de râs în fața televizorului? Știu că te sperie, dar trebuie să fii tu însuți. Chiar dacă nu câștigi, măcar ai gătit din inimă. Poate că sunt un schelet, dar am o inimă mare. Vampicuina, ești un ajutor minunat și o prietenă și mai bună. În regulă, e timpul să curăț portocale. Unt, te rog? Roșii din Transilvania? Țipătură! Voilà! Miroase speriotacular, Chef Remy. Cred că e rețeta ta. Nu fără ingredientul secret! Bine, șefi, prezentați mâncărurile. În 3, 2, 1! Specialitatea mea este musul de somon. Wow, este foarte bun! Vă prezint o rețetă originală, Chef Remy-oase. Rață cu portocală detonatoare. Sigur, va fi o explozie de arome! Oh-oh, poate mâncarea e prea, Chef Remy! Cerule, nu am mai văzut așa ceva! Când ai spus că va fi o explozie de arome, chiar vorbeai serios! Wow, a fost absolut minunat! Nu am mai mâncat o mâncare atât de gustoasă și de neobișnuită! Sigur, ai cunoștințe impresionante în chimie! Chef Remy, ai reușit! Atingeți ecranele pentru mai multe videoclipuri și nu ratați serialele voastre favorite la Disney Junior!